Ar fi trebuit să ar fi trebuit să avem un intro ceva, nu? Să avem un uh, ce na știu, un drum roll, măcar un countdown, nu? Să numere 2 minute ca la revelion. 1 minut, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parter. Hm. Și în momentul în care ajungem la parter, Acum, gata, hai că am și sunet. Păi da, nu, na, asta e abăzit ceva că nu aveam sunet. Deci bună seara. <laughs> bună seara. Dacă am sunet acum să-mi spuneți, da? Dacă se aude, dacă e tot ok, până acum ați văzut ca la pantomimă. Să-mi spuneți ce am spus. Oare ce am spus? Am spus că e o seară specială. Hei, această seară e o seară specială, e o petrecere în cartier, nu vreau să o pierd din greșeală. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Vali Bărbulescu, joi seara în direct alături de F64 și Sony România. Gata, am văzut, gata, gata, e perfect. E perfect, e perfect. Mi-au apărut comentariile aici, bam, 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 sunetul, sunetul. Unde-i unde sunetul? Unde sunetul? Cine mi-a luat like-urile? Cum zicea? A venit și sunetul. Mersi frumos, Cristina. A rezolvat. Mea culpa era... Știți cum e? La un buton distanță suntem, nu? De lucruri frumoase sau mai puțin frumoase. Îmi cer scuze, este vina mea. Um, așadar, un workshop uh, live... Uh, aș putea să spun, e un pic cam mult workshop pentru că, na, nu o să fie chiar așa cu toate secretele fotografiei, însă, 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 Um, am bucuria în această seară să discut despre Trei dintre obiectivele mele preferate Era și bancul acela cu Și cu ce obiectiv vrei să cumpărați camera foto? <laughs> păi, mă rog uh, În această seară obiectivele mele sunt de portret Pentru că mie îmi place foarte tare uh, să fac portrete uh, Iată, în această seară o să vorbesc despre Trei dintre cele mai bune obiective de portret și împreună vom decide care dintre aceste trei obiective va deține titlul suprem de obiectivul cel mai tare din parcare. Am și uh, am și întrebări, am și chat. Uh, din păcate nu mai pot să vă pun comentariile pe uh, stream pentru că emitem, na, cu alt, cu un stream key, cu o nebunie tehnică, deci nu mai emitem așa clasic, da? Însă comentariile le voi citi, vreau să mi le uh, lăsați în chatul de pe YouTube. Avem și un moderator uh, de la F64, în cazul în care avem nevoie de, nu știu, vreun detaliu tehnic, vreun preț uh, și așa mai departe, totul este sub control și mă bucur că suntem împreună în această seară. O seară de joi, o seară specială. Ia să vedem ce zice. Uite, o video Daniel a zis când ajung la parter ca de sunet. Corect, adevărat. Păi asta era, de fapt, asta era aspectul la wow. The wow factor. Când ajungi cu liftul la parter, frumos, liniște, în lift. Muzică. Salut Vale, zice Mihai Pârvu. Salut, salut. Vă salut pe toți aceia care urmăriți în acest moment acest live. Știu că suntem live pe YouTube. A preluat și Facebook-ul, sper. Și care pe unde mai reușim să ne vedem, să ne auzim. Așadar, dragilor. În această seară, cum spuneam, vorbesc despre obiective Sony. Asta prin prisma faptului că prietenia mea cu Sony a devenit un pic mai bine, să spun așa, conturată, creionată în urma unui parteneriat, ambasadoriat, cum vreți voi să-i spuneți, am bucuria și onoarea să fiu denumit Sony Alpha Creator, ceea ce înseamnă că într-un fel sau altul a venit cineva și a zis, băi, Vali, dacă tot tragi cu Sony, uite și ne place foarte tare ce muncești tu, o să-ți dăm denumirea asta dacă vrei, pentru că este așa un fel de recunoaștere. Bazic, ok, perfect. Atunci așa să-i rămână numele. Eu trag cu Sony de... Cred că deja sunt vreo 4 ani. Folosesc toată gama de aparate Sony. Am A7S3, A7R4, A6600, mai nou A7 Mark 4. O cameră absolut senzațională, uh, mi se pare că e, după părerea mea și fără să denigrez celelalte camere, care sunt și ele la rândul lor senzaționale. mi se pare că în momentul ăsta A7 Mark 4 e cel mai bun hibrid. Știți cum e struțo -cămila aia, care de fapt e un struț puternic, dar e și o cămilă puternică. Există struțo cămile și în alte locuri, în alte savane, în alte jungle. Însă această struță mine numită A74, își face treaba de ambele părți, și video, și foto, și sunt bucuros că am reușit să fiu printre primii care a testat și folosit acest model de cameră. Astăzi i am pus pe story la mine, m-am -am jucat cu noul 1635 Power Zoom F4 G Master. Aș vrea să vă pot spune mai multe și despre acest 16-35 astăzi, dar, cum ziceam, o să ne ocupăm și o să povestim un pic despre obiectivele de portret. Dar, așa ca să știți, există și România în acest moment pe harta internațională, atât a lansărilor, cât și a premierelor, pentru că cumva ar trebui să fim și noi mândri și ca români și prin intermediul F64 și Sony România evident că reușim să avem o experiență imediată, aproape simultană cu toți mari youtuberi, revieweri tech gurus fotografi și așa mai departe din întreaga lume respectiv toate acestea care te ajung și la noi aproape în timp real, aproape, o zi două, trei, mă rog cât durează transportul, evident, nu era vorba despre altceva. În această seară, vedetele sunt în ordinea numerelor de pe o să-i dau lui Lucian cafeaua mea, five to go, Mersi, frumos, în ordinea numerelor de pe avem așa, îl avem pe acest 85, stați așa ia să pun un pic aici pe, așa, bravo, să mă văd, acesta este celebrul, faimosul 85 uh, G Master 1.4 este deschiderea maxima diafragmei. Uh, este un obiectiv clasic, este un obiectiv uh, eu zic sinec vanon din trusa oricărui fotograf de fashion, lifestyle și portret. Uh, Există variante, întotdeauna există variante, și ca focală, și ca e, luminositatea lentile și lentile third party, dar credeți-mă pe cuvânt, a spus cineva bine ce a zis, bă, dar că dai un ban, o să plângi, că dai cât costă un obiectiv de genul ăsta, dar plângi o singură dată. Dacă te zgăcești și îți iei unul mai acolo, că, na, e un pic mai ieftin, vei plânge de mai multe ori. E, Acum, da, evident, nu este pentru toată lumea nici ca uh, focală, nici ca preț, uh, nici ca utilizare. Există uh, împărțiri și există oameni care au nevoie uh, neapărat de acest obiectiv și există oameni pentru care este așa, un nice to have. Bă, aș vrea să am un uh, 85 cu un 4, dar nu e neapărat. Eu fac documentar și trag cu 28 și cu 35, nu este neapărat, da? 85. 1.4 o să-l vedem și în acțiune pentru că, atenție, în această seară o să am un live shooting, o să le folosesc în studio la VBTV, se află Gabriela. Dau cadru pe Gabriela, atenție! Pac! Uite-mă ce drăguță i-a făcut cu mâna. Bună, Gabi! Hello! Ok, ok, ok. Gabriela uh, Model uh, de la More Models uh, este alături de noi și îi mulțumesc foarte mult. Momentan stă cu minte. Uh, este și fratele meu, Lucian, alături de mine. Poți bași și tu capul în cadru să salut oamenii. Bagă și tu mâna așa, uite aici. Exact că să intre mâna. Exact, bravo! Asta e, să fim, să fim politicoși, da? Este și Lucian care mă va ajuta un pic mai încolo cu niște chestii tehnice pentru că o să mă ridic de la masa asta de podcast uh, și o să... Uh, și uh, uh, tragem niște cadre, da? Uh, văd că a apărut aici anunțul Cine este interesat să testeze Cel mai nou obiectiv ăsta pe 35 25-26 martie În showroom F64 a, ah, Bombă, bravo A, ah, deci ăsta de la mine din seara asta Gata, trebuie să-l duc Am <laughs> și o călțiv vreo două luni să vedem, uh, să vedem cum se descurcă uh, Între timp au mai apărut niște comentarii uh, Cartis Gabriel Dacă ai putea Acum seara să spun câteva păreri despre A7-3. E o părere foarte bună, de ce? Pentru că a fost o cameră revoluționară. A7-3 chiar a fost o cameră benchmark și a setat niște, niște praguri acolo. Este încă în cărți, de ce nu da, sunt lucruri pe care A7 Mark IV le are în plus și pe care le face mai bine, e vorba întotdeauna de o evoluție în performanță pentru că despre asta e vorba nu să evoluăm, să facem obiective mai bune, mai sharp, mai frumoase să facem camere cu nu știu e despre evoluție, nu? Asta nu înseamnă că o cameră de acum un an sau doi ani nu este în regulă, adică poți să-ți faci treaba cu ea foarte bine o Ovidiu Daniel Senariu și eu am trecut pe Sony de acum un an și am ales A73, foarte bine. Primul obiectiv a fost un 85-18 și acum se gândește să-și ia încă un obiectiv de portret. E, pentru Ovidiu în această seară va fi o însemnătate și mai mare, pentru că iată vom vorbi despre obiectivele de portret, cum spuneam. A doua vedetă în această seară, doamnelor, domișoialor și domnilor, se numește... Stai așa să dăm cadru frumos ca să-și văd... Eu sunt și cu, văd și uh, YouTube-ul cu lag, două secunde, 3 secunde. Ia uitați-vă pe acest frumușel. Este un 90, un 90 macro, un 90 f28 uh, uh, g. g G, G, boy. Uh, G um, cu stabilizare, OS, OSS, cu optical uh, uh, stabilization. Este... Um, acest uh, clasic al fotografiei de macro, oricine, dar absolut oricine, vrea să se apuce de fotografie de macro serios, trebuie să aibă întrusă. Dacă trage cu Sony, evident, acest uh, 90 90 f2.8 este senzațional și atenție, uh, chiar l-am văzut pe colegul și prietenul Marian Sterea că trage portrete cu el și este extraordinar. De ce? Cred că pentru versatilitate, dacă mă întrebați, pentru că la o nuntă, Poți să tragi o verighetă pusă frumos în carte, așa, ați văzut cum se fac pozele, poți să tragi un portret frumos contrajur, uh, cu mirasa și poți să faci și un portret de cuplu, de ce nu uh, decupat de fundal elegant, ca și cum ai folosi un uh, un zoom mai mare, o focală mai lungă. Acesta este 90 uh, macro cu 28, a doua vedetă a serii și cea de-a treia vedetă a serii este pe front, ferească Dumnezeu. Acesta este... Ce este? Acesta este ce este? Asta este cel mai recent tele Sony. Este un 70-200. Cine s-a apucat de fotografie? a evoluat puțin și n-a auzit de un celebru 70-200. Toate brandurile lau toate brandurile îl fabrică, toți fotografii au nevoie de un 70-200 la un moment dat, indiferent cât ai spune că, domnule, dom eu trag peisaj. Ok, dar s-ar putea odată să nu prea ajungi la peisaj cu 16-35 sau cu 2470 și atunci vine tăticul lor. Face parte din sfânta treime, cum zicea cineva, 16-35, 24-70 și uh, 70-200. Numai că aceasta este varianta 2. Mark II este o variantă îmbunătățită, o, variant, o variantă um, cu foarte multe uh, lucruri uh, upgradate, să le spun așa. Dacă prima variantă se descurca foarte bine, iată această variantă Mark II uh, rupe. O să vedeți, uh, am făcut niște teste, l-am pus pe A7-4, să vedeți ce înseamnă AI uh, focusing, adică obiectivul ăsta cum se ține după ochii... Uh, Ochii tăi, cum era piesa aia cu elei? Ochii tăi, mi-amintesc, nu știu ce. Dragilor, 7200 200 G Master cu stabilizare, varianta a doua, F2.8, este bombă, un obiectiv absolut senzațional pe care îl vom testa în această seară. Au mai apărut niște, niște comentarii, hai să vedem. Sami Stan spune salutare, salut Bogdan Neaga, salutare, salutare la toată lumea. Marius Vlad, să înțelegem că ai renunțat la Panasonic în favoarea celor de la Sony. Marius, n-am renunțat la nimic în favoarea Sony, am folosit și Panasonic la un moment dat... Mi-am și exprimat părerea despre acea cameră nu doar Panasonic, am folosit o groază de alte branduri, numai că așa cum spuneam din punct de vedere profesional în ultimii ani folosesc camerele și sistemul în general, ecosistemul dacă vreți Sony, am motivele mele, dacă vă interesează la un moment dat pot să le și expun așa, aș putea să fac o listă de ce am ales să trag atunci când vine vorba despre un job cu o cameră Sony, dar da sunt în posesia și am în arsenalul meu un coleg mea Am și alte branduri, unele mai vechi, altele mai noi, unele cu focus manual, altele pe format mediu. Am foarte multe aparate foto, sunt un pasionat și un colecționar de aparate foto și evident nu cred că mă voi opri vreodată în a achiziționa tot felul de acarete, cum le spun eu. Tengri! Io Tengri Tengri spune am acest obiectiv 90 macro e bestial și nu aș renunța la el pentru nimic în lume. Unul dintre singurele obiective macro cu stabilizare. Corect. Corect. Este un obiectiv pe care dacă apuci să tragi cu el să rămâne așa în suflet, te bântuie un pic imaginele realizate cu acest obiectiv. Mulțumesc colegilor de la F64 că îmi dau și up link uri pentru produsele despre care vorbesc în acest moment. În cazul în care sunteți curioși să le și vedeți pe site, pe F64 aveți în secțiunea de comentarii linkurile. urile Așadar, trei obiective de... Să spun așa, portret. Simplu. E foarte simplu să spui portret, doar că de multe ori fotografia de portret și. Asta am mai spus-o și o spun și într-un masterclass pe care îl am online. Aveți link în canalele mele de social media. Dacă vă interesează să vedeți cum arată un masterclass de fotografie de 5 ore, unde vorbesc destul de mult despre fotografia de portret. Portretul nu înseamnă uh, doar fotografie. Portretul, după părerea mea, um, este o întreagă stare, este un schimb extraordinar de emoție, de energie, este o mărturie pe care noi putem să o facem în pe acest pământ, pentru că știți, suntem în trecere, da? Și la un moment dat în viață putem să facem o fracțiune de secundă, 1 pe 125 sau cât vreți voi, indiferent cu cât trageți, să facem acea clipă, acea fracțiune de secundă să o facem să dăinuie. Mie mi se pare fotografia de portret cumva cea mai frumoasă. Este frumoasă pentru că spune, prin intermediul imaginilor, spune povești despre oameni, Spune pasiune, iubire, încredere, frică, de ce nu, ură, suferință. Da, există și portrete care arată suferința acelui care a fost imortalizat în acea fracțiune de secundă și nu e un lucru rău, nu trebuie să ne fie frică nici de fericire, nici de suferință, la fel cum nu trebuie să ne fie frică să facem portrete vesele, hilare, dar nu trebuie să ne ferim și să imortalizăm sau să surprindem o persoană apropiată sau nu, de ce nu, într-o ipostază mai puțin bucuroasă. Aceste momente merită să dăi nu e, merită să rămână în memoria atât a persoanei fotografiate cât și a fotografului, dar foarte important a celor care vor veni după și care vor putea să își facă măcar cea mai mică impresie despre cum arăta o persoană la un moment dat în această viață. Fotografia de, de portret este greu de făcut. Nu vreau să vă descurajez, nu vreau să. să vă fac să nu iubiți această fotografie, tocmai pentru că nu o stăpâniți încă. Este poate cumva printre cele mai grele uh, domenii fotografice de abordat, fotografia de portret. Pare simplu. Ce se întâmplă? Aduc uh, pe cineva în fața aparatului cu un obiectiv și uh, realizez o imagine, apăs pe un declanșator. Cum spuneam, uh, o fotografie de portret bună este greu de făcut pentru că sunt foarte multe lucruri care contează și uh, eu nu m-am auto-intitulat în fața voastră vreun guru al fotografiei de portret, niciodată, am mai spus-o de atâtea ori, eu nu sunt nici măcar fotograf profesionist. Am făcut joburi, pe bani, mulți, uneori, am făcut și lucruri pro bono, dar pentru mine fotografia este o pasiune, așa cum cred că este și pentru voi și cred că... Ăsta e cel mai mare privilegiu pe care putem să-l avem, să facem fotografie din pasiune. Și atunci, clar, nu pot să, să judec eu în mod special abordarea voastră în ceea ce privește fotografia de portret, însă pot să vă arăt și pot să vă vorbesc și pot să vă arăt și imagini clar despre uh, fotografia de portret pe care am realizat-o eu sau pe care eu o consider uh, interesantă. Încă o întrebare, între timp, în calitate de fotograf, crezi că A73 bate Nikon Z6 Mark II? Ce zici, Malucia? bate sau nu bate? Bate bate Steaua sau bate Dinamo? Cine bate? Bate la ușă sau bate vântul? A avut vântul în București zile trecute, mamă ce vâșgălă! Dragilor, am spus-o de fiecare dată și nu vreau să sune non mercantil pentru aceste branduri care, iată, fac posibile aceste live-uri. Atât Sony cât și F64. Dar credeți-mă, nu este 100%, atenție, despre brandul, modelul, prețul camerelor, al obiectivelor și așa mai departe. Fotografia se realizează, după părerea mea, umilă, cu ochiul, cu sufletul, cu inima, poate uneori cu creierul, cu destinul. Unele fotografii pur și simplu sunt făcute uh, din, dintr-un noroc, dintr-un efectiv așa a fost să fie. Altele, cel puțin în ceea ce mă privește, am foarte multe fotografii pe care le-am făcut doar cu ochii. N-am apucat să scot aparatul sau am ratat cadrul, dar eu am acea fotografie, o am întipărit în, în, în suflet. Nu cred că este despre, uh, despre acarete, neapărat. Nu cred că putem să facem un concurs între două uh, modele de cameră. Le luăm așa, le punem la vale și care alunecă mai, mai... Care ajunge prima la parter, cum am ajuns eu fără sonor, da? Uh, mm. <laughs> uh, ideea este că în momentul în care vă debarasați un pic de chestia asta a comparației și a... Nu știu, lucrurilor care contează mai puțin, vă veți da seama că fotografia devine și mai frumoasă și bucuria realizării unui portret cu o săpunieră de acum 20 de ani o să fie la fel de mare ca aceea pe care o aveți realizând un portret super fine super sharp super bine conturat, contrast, decupaj, tot, 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 cu o cameră de ultimă generație, cu cel mai nou și mai scump și mai frumos obiectiv. Așadar, am, cred că am răspuns la această întrebare. Imi, uh, mai sunt întrebări. Uh, folosesc 85, 90, nu aș schimba, ok, pam, 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 pam. Ok. Altă clasă, altă mâncare de pește. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Puteți să adresați absolut orice întrebare. Deci nu este nicio nicio rușine. Mai mult decât atât, așa cum am zis, eu nu sunt aici să vă spun eu ce să faceți. Sunt aici ca și voi să povestim despre fotografie. Puteți să-mi adresați întrebări legate de orice brand. Am văzut că deja ați făcut chestia asta. Având în vedere că este o, o prezentare a unor obiective Sony, aș prefera, dacă am aveți și sunteți fotografi care folosiți acest brand, să intrați un pic în amănunt apropo de acestea, mai ales că într-un fel sau altul aici mă și pricep un pic mai bine prin experiența proprie, nu neapărat din nu știu, cărți citite și manuale și așa mai departe, dar pentru că așa cum ziceam de patru ani folosesc pentru toate joburile mele exclusiv Sony, cred că am cumva o experiență sau măcar m-am lovit și eu de niște lucruri la un moment dat. Și o să vă spun la, dacă vreți și cum A7 4 în timp ce trăgeam un podcast s-a oprit la o oră și 8 minute, iar podcastul avea 2 ore și 10. O să povestesc și despre asta, nu este nicio problemă. Am și identificat această cauză, am și rezolvat-o, așadar pot să vorbesc din experiență, pot să împărtășesc cu voi experiența mea uh, în fotografie. Hai să vedem uh, cum punem la treabă aceste, aceste obiective. Gata, să -a, activ, a activat? Ai stat pe TikTok până acum, ce ai făcut? Pe Instagram? Vrei să, vrei să spun de ăla de 360 de da. frate mi și-a făcut și-a cumpărat de aia nebunie de aia care se învârte deci dacă intrați pe el pe Instagram la Lucian Bărbulescu gata ți-am făcut dai și tu un suc după aia da. Uh, Platforma, aia, nu știu cum se cheamă, cu camera și ea, se învârte ceva. Eu, eu, mie mi se pare, fii atent, mie mi se pare aia periculoasă. Dacă tu ai două fete puțin amețite care vor să facă un TikTok și ies din raza safe, păi nu le vine la în cap? Soarta. Bravo. Selecție naturală. <laughs> Da, trecem dintr o într-alta, dragilor, în această seară, cum vă spuneam, avem un model, este o fată foarte, foarte simpatică, Gabriela, este de la Mul Model, să-i mulțumesc și Valentinei pentru că a făcut posibilă, uite, zâmbește, a făcut posibilă această întâlnire în această seară, ce vreau să exemplific este evident, cum folosim și la ce sunt bune aceste trei obiective și să facem și un concurs. Dacă aveți și pronosticuri, puteți să le... Vă dau acum 10 secunde, vă dau, să postați care dintre aceste trei obiective. 85, care e mai șmecher, care e mai bun, care e top, da? 85, 1.4, 90 macro, 2.8 sau 70, 200, 2.8, varianta a doua. Atenție, puteți să faceți... Um, pronosticurile acum și vedem la sfârșit, ne convingem împreună, da, cine a câștigat. Nu știu, poate găsim și un premiu pentru, pentru cine a câștigat. Mă întreabă Mihai Pârvu, vali înainte de Sony ce marca ai folosit? Ce te-a determinat să treci pe Sony? Wow! Uh, hmm. Am folosit uh, Canon foarte mult și uh, nu e o comparație, și nu a fost o trecere uh, spre Sony în detrimentul altor branduri. Repet, am ales să, șutez, să trag pe Sony pentru că la un moment dat în viața mea uh, am avut ocazia să testez o cameră uh, Sony, un body Sony, și pot să vă dau singur motiv care, pentru care nu a schimbat înapoi, acum. Pentru niciun alt brand. Deci singurul motiv pentru care nu a schimba este autofocusul. Uh, știu că sună leneș, știu că uh, știți că folosesc și obiective manuale, este adevărat, uh, dar credeți-mă, viteza de focus, precizia de focus pe care o, o au camerele astea noi de la, uh, de la Sony nu se compară cu nimic. Nu am am prieteni care șutează cu o sumedenie de alte branduri, da? Și eu când eu pot să fac poze efectiv, nu știu dacă v-ați închipui vreodată, deci eu pot să fac poze cu ochi legat la ochi. Blinded, iau așa aparatul, ridic și știu pe ce buton să apăs și facem pariu pe cât vreți voi că poza aia o să fie super sharp, sharp și cu um, claru acolo unde trebuie, da? Pe ochișori. Dacă văd clarul pe urechi sau pe umeri sau pe, uh, în pădure, Uh, nu e bine. Deci la portrete, da, clarul trebuie să fie pe ochi. Uh, Napoleon, am un comentariu aici. Uh, eu mereu când îți las comentarii încep cu acest lucru și mereu voi face. Ești o inspirație pentru mine. Pentru caracter, dar și pentru limbajul extrem de smart. Of! Uh, mulțumesc, uh, Napoleon! Bonaparte! Uh, Mă, mă flatează comentariile astea, evident, apreciez dacă reușesc să fiu inspirație pentru cineva și, e, na, și eu am oameni care mă inspiră, și eu mă uit la Peter McKinnon de păi, știu fiecare video pe de rost, uh, și eu studiez pe uh, Helmut Newton, uh, Peter Lindbergh sau orice alt uh, Eric Cartier Bresson. Da, nu cred că e cumva obiectivă comparația înapoi cu ce am spus eu, dar, repet, dacă reușesc să inspir și măcar să motivez, nu neapărat să inspir oamenii să descopere această artă extraordinară a fotografiei și bucuria pe care ți-o dă fotografia, pentru mine este un, un job îndeplinit. Deja s-au făcut... Iar apropo, limbajul smart este de la școală, Napoleon, că la școală trebuie să înveți. Eu am prins vremurile în care am învățat și îmi dădea profesoara cu la peste degete dacă nu făceam bastonaj. Iar acasă, în timpul liber, nu stăteam la after school, citeam vreo două biblioteci. Probabil de aici limbajul care ție ți se pare smart. Mulțumesc frumos! A apărut un pol, un, un... cum se zice pol? Că vorbeam de două biblioteci citite. Zic, sondaj, mă. Așa, sondaj. Vorbim în engleză toți acum Ne-am făcut americani. Eu am telefon în engleză nu pot să pun în română Nici la cameră, N-am meniu în română Se pare un pic ciudat Ați etichetat în povestea dumneavoastră pe cineva? Nu, n-am etichetat pe nimeni Că nu-mi plac etichetele Ok S-au făcut pariurile 70-200 Văd că este cea mai Nu știu ce să zic, o să vedem. Hai să vedem împreună, dragilor, dacă este sau nu 7200. The King! The King! The King is dead. Long live the King. o să mă ridic de la masa prezidențială, o să las pe Lucian, pe fratele meu aici. O să trecem așa, stați așa, că trebuie să dau drumul la o lavalieră. Păi, de ce nu spuneți că n-am lavalieră, da? Așa. Adică nu, știam că nu am, că vreau să, să o deschid acum la valieră, check, check, check. O să trecem pe microfonul de la valieră, s-ar putea să se aude un, de un pic mai așa, dar ne înțelegem om cu persoana, nu e nicio problemă. Am și un microfon fix acolo de backup dacă e de ceva. Hai să dăm on, hai să trecem pe microfonul de la valieră. Așa să trec eu deja ca să-i ușurez munca lui, lui frate. Da? Check, 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 check. 20, 20, probă, probă. Hai să vedem cum se aude. Pac, l-am închis pe ăsta. Pac, 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 pot să-mi dau jos căștile, să-mi spuneți voi dacă se aude, dacă e bine. Deci eu tot la ăsta vorbeam, mă, gata, nu mai costă, Acum stăm cu lavaliera frumos aici, da? Uh, hai să vedem dacă se aude pe lavaliera asta, ca să fim siguri că nu vorbesc chiar ca, uh, cum era aia, cu Toba, da? Dăm un check la, la valieră, check, check, check it up, check it up, Bacarache, check it up. Vreau să primesc aici un mesaj să văd. Băi, cred că se aude, nu? Cred că dacă funcționează aici, arată vumetru. metru Dacă merge vumetru, ce să mai... Nu mai ne trebuie nimic altceva. Dacă avem vumetru, metru îmi ziceți și mie dacă se aude sau... Se aude, nu? E cu lag? A, e cu lag. Adică e cu întârziere. Uite, Vali Stoicescu zice 90-28, obiectivul care îmi place. Da. 90 macro. Alexandru Avram. A pariat pe 90 macro. Mm -hmm. Dragoș Georgescu, 70-200, versiunea 2 pentru versatilitate. Ești aproape, foarte aproape. Uh, Mihai Roman, salut. Uh, da, salut pentru toată lumea și pentru aceia care au intrat un pic mai târziu. În această seară, dragilor... Uh, mă, ce mișto să stai așa relaxat, să nu vorbești la microfon. Mă, o să fac, fac pot, uri de-astea, numai pe la valiră, ia. Pac, pac! Nu se aude? Se aude? Se aude? Se aude ce Da, nu să stai așa cu lavalieră. De deci ce nu fac ăștia podcasturi și cumpără toți de alea? Ați văzut ce microfoane de podcast am, da? Ca să mă laud să înțelegeți, da? Bine, hai să trecem la treabă. Trecem, mă duc acolo pe camera aia, Lucian, pe camera aia. Ce vreți să testăm primul? Eu zic să-l testăm pe 85, cum am zis, nu? 85, mă duc să-l pun acolo în, în montură. Gata. Gabi, te văd! Hello! Perfect. Acum Lucian o să-mi ia locul, mă duc aici la, bună Gabi, hello, așa, hai să scoatem ce aveam pe ăsta, mă vedeți, sunt aici, da, mă văd, mă văd, nu, hello, ce râs mă, de ce râs, mă întreb și eu dacă mă văd, dacă mă aud, a, a, poți să-mi întorci un pic ăla să mă văd, corect. Îmi place că sunt în bezna și uite, doar chelia mi se vede foarte bine. Hai să punem 85 cu 1, 4 pe uh, A7, Mark 4, Jap, instalat, totul frumos. Perfect, bag un pic mai așa să văd și eu ceva. Așa, frumos, uitați-o pe Gabi. Gabi, ce faci, bine? Ești ok? Da. Poți să te ridici, te rog, să fii înaltă și frumoasă. Vreți să vedeți ce înaltă -i Gabi pe lângă mine? Hai să vă arăt ca să nu înțelegeți, da? Ia, yeah. Cam, cam înăltuță, da? Super! Hai să trecem, uh, hai să trecem pe ce trecem? Hai să-l punem pe ăsta, să avem așa un, uh, un detaliu. Lucian, vezi ce fac, da? Vezi ce înseamnă live? Fii atent, să-mi zici dacă-l pun bine, da? Ia zi, am un detaliu? Ia. Yeah. Ia. Mamă cum am pus, ia dă din cap dacă e. Tan, 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 perfect. Bombă. Ok, du-mă înapoi pe camera 3, te rog. Ce vrei să fac? Tocul de la ușă nu-ți place tocul? Nu? De ce? A, ok. Bine, punem-o pe camera 1, te rog. Pe 3 pe 3 Nu, 1 e. Ce? Care e 1? Eu sunt 1? Asta? Nu, 2 pași la asta, nu vreau, nu vreau. 2 pe 2, așa. Ăsta ce? Ăsta este. Asta de aici, nu? Asta e? Asta e, perfect, perfect. Ok. Hai să. Oh, am ieșit de aici. Băi, e ciudat, așa, să nu mă uit în ecran. Mi se pare, ok, gata, o văd pe Gabi. Gabi, ce faci, cum ești? Bine, bine. bine. Fii atentă, facem niște portrete, da? da. Facem un joculeț. Te mai miști tu cu cameră, pe Lucian, de ansamblu pe asta? Vezi, când mă miști și eu, mă, te miști și tu. Hai mai aproape, te rog frumos, un pic. Mai, mai, mai. E, ce vreau să fac acum? Gabi nu are niciun make-up, nu are nimic. A venit frumos, fresh. Fresh, fresh, fresh. Uite așa. Perfect. Nici nu mai știu pe ce cameră sunt, unde sunt. Joacă-te acolo frumos. Așa, hai să trecem pe camera asta. Bravo, bombiță. Ok, păi, dar și ciudat e să mă uit așa în, în, în ăsta. Aha, ok. Ia să te văd, Gabi. Hai să facem o, o mică lecție. Ce, vrei să-l faci tu în acareta acolo? Îl pui pe ușor, po vezi, poate scos netul din priză. Poate e tai netul, cum îi zicea cineva. Să vezi ce time live-ul. Gabi, ești foarte frumoasă. În primul rând, să știi că eu sunt genul care fac complimente, vreau să le iei ca atare și vreau să-ți dea aceste complimente, vreau să-ți dea încredere în tine, da? Ești foarte frumoasă, foarte mișto. Câți ani ai? 21. Nu e frumos să întrebi fetele câți ani, da? Asta e, acum, Ana. Da. 21 de ani, mulți înainte, Gabi. Um, îți place să faci portrete, nu? Hai, mai ai făcut. Ai Instagram, ai TikTok, ai Snapchat, ce ai? Instagram. Instagram. Ok, o să o punem pe, pe Gabi pe Instagram. Ia zi, Lucian, cum suntem cu camera asta? Suntem bine, nu? Bombă, bombiță. Un pic mai în partea stângă, ta, te rog frumos, acolo. Hai să facem o față, o față foarte serioasă, dar începem cu o față serioasă. Natural serioasă, nu neapărat teatrală, da? Bombă, bombă, Hai să vedem frumos cum suntem cu timpul acolo. Suntem pe manual. Ia să o vedem. Pac, pac, am închis un pic, da? Subexpun un pic. Sunt în 1.4 ISO 100. Folosesc butonul de focus din spate. Nu țin apăsat pe butonul de shutter. Pentru că butonul de shutter trebuie să fie liber să poți să declanșezi când vezi o emoție, când vezi o întrebare, când vezi ceva interesant. Perfect, avem o față serioasă, lumina este o semi-Rembrandt așa, se poate observa triunghiul pe partea din stânga ecranului uh, și arată foarte, foarte bine. Focusul în momentul ăsta este pe uh, continuu, poți să te miști un pic ușor stânga-dreapta, se poate observa cum focusul trece de pe un ochi pe altul, se mișcă în funcție de model, dar rămâne super, super acolo. Îmi place, îmi place uh, asta din un pic, din, din profil așa. Ok, de obicei se folosește partea luminoasă, adică să stai tu ai profil bun, profil rău. Care? Așa, și așa, așa. Ăsta și îți place mai mult, nu? Da. Ok, hai să-l vedem pe asta. Ia-mi toace un pic mai mult capul, te rog frumos. Știi ce aș vrea? Aș vrea să stai un pic cam așa pe umerii jos, pentru că acum am dat seama că aș prefera să ai negru, black on black. Dacă tot am folosit un fundal negru, o să vă explic imediat și despre fundal, las-o pe umeri așa un pic, sau da, pot să l las jos, rămâi mare, eu ok? Ok, perfect. Dacă tot am folosit un, un fundal uh, negru, așa, uite, acum arată foarte, foarte uh, serioasă treaba. Te vezi tu în monitor acolo? Da. Te vezi, da? Hai să ne concentrăm un pic. Tragem cu 85, 1.4. Bun, bun, bun. Serioasă? Vreau ochii mai mici un pic. O să te învăț o șmecherie, care e cea mai mare șmecherie la portrete și la fete care vor să fie sexy, da? Niciodată o fotografie sexy nu va avea ochii mari. Ia fă una cu ochii mari. Uh, nu mi place cu ochii mari, hai cu ochii mici, da? Facem cu exact, cauți un pic din privire. Știu că pare ciudată în realitate să te uh, uh, mijești așa cu ochii, știi? Bravo, bravo. Mai, fii atentă, bărbiuța, jocul de bărbiuță și acum fac un mini coaching. Poți să treci, Lucian, pe un ansamblu, te rog? Pe camera de ansamblu? Ne, ne vedem amândoi, da? Hello, ok. Fii atentă. Deci, dacă stăm așa... Indiferent și tu care ai 20 de ani și eu care am 100, avem bărbie, -bă gușă, nu știu ce. E, secretul este să lași un pic de bărbie în jos și să împingi un pic în față. Bravo! Pentru că se formează acest jawline, se numește, este uh, linia de maxilar, da? Asta e foarte flattering într-un portret și se vadă frumos, se contureze frumos linia asta de, de maxilar. Deci, regula e foarte simplă. De aici, da, umeri jos, niciodată umeri în gât, da, umeri jos, jos, bravo! Ok. Ăsta e un caz special, te-am atins pe umăr, dar de obicei când lucrați cu modele este bine să cereți permisiunea dacă aveți de atins modelul uh, fizic. Nu e o luați cuvenită că poți să o m Am văzut un fotograf care ia modelul, zici că-s păpuși, Poare trag de mâini, de picioare, un capul sus. Nu, trebuie să întreb, poate e, nu e confortabilă să uh, o ating, poate, nu știu, îi dau microbi de pe mână, da? Deci te-am atins aici, ești ok, da? Da. Mulțumesc, simt. perfect. Deci, umeri jos, niciodată nu ridicăm umerii fix în gât, frumos, pam, pam uite, facem poza amândoi, da? Umeri jos, bărbiuța un pic în față și împingi. Aia, bravo, perfect. Hai să mergem înapoi la camera 85 Să vedem cum arată poziția asta. Așa, foarte frumos. Ochii mai mici un pic. Bravo, 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 foarte bine. Și privirea un pic spre lumină. Evităm albul ochiului să fie foarte mult alb într-o parte. Îmi place asta, îmi place, îmi place. Am mutat focusul pe ochiul celălalt și în momentul ăsta avem niște cadre. Dacă dau play aici, eu le văd sau cum le văd? Nu le văd, nu? A, le văd pe monitor. A, super. Sau? A, nu, le văd, le văd, da, 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 da. Ok. Ia să vedem ce ne place de acolo. Bombo. Uite, cu ochii mai mici, așa. Ochii mari, ochii mici. Da? Diferență. O vezi și tu, da? <laughs> ochii mari, ochii mici. Cred că am deja vreo două care îmi plac foarte, foarte. Asta nu? Era o scară. Uh, bun. Sună interesant. Avem. Perfect, trecem din nou pe camera wide, Lucian, perfect, și schimbăm obiectivul, următorul obiectiv pe care îl vom testa în acest moment este, dacă mai aveți comentarii, întrebări, la auzi, ce vrei să faci, Lucian? Să treci înapoi pe păi, data, trebuie să fii pe ăsta, uite așa, și acum scrie acolo, așa, măi, Lucian, măi, A, mamă, fiți atenți ce vă fac acum, vă arăt o schemă, o schemă tare, da, ca să mă și văd. Ce zici de schema asta? A? Lumină. Uite, o am pe Gabi. Stai, partea asta o am pe Gabi acolo. Următorul obiectiv pe care îl testăm în acest moment este 90 macro. Ne vom apropia de Gabriela foarte mult. Intrăm în suflet. Sper prin iris. <gângătă> Zâmbește. Hai să scoatem 85 uh, și punem 90 cu 2.8 macro. Lucian, îl prinzi? Nu. Hai mă, prină. Hai mă, Lucian. Că l scăpat și la ora o așa că poți să-l și tu, nu e nicio problemă. Uh, nu lăsați montura niciodată, ăsta, senzor niciodată descoperi prea mult că intră microbi. Perfect! Gata, acum pot să o sting pasta asta sau pot să o duc în sus. Pentru că, apropo, îmi plac luminile astea foarte mult. Dacă mă întrebați uh, ce lumini sunt, da, așa că trebuie să intrăm pe full. Aici sunt niște scheme pe care trebuie să le facem, da? Ok, hai înapoi cu cadru. Bun, bun, bun. Focus auto și am prins-o. Mergem în shutter un pic mai jos. Dacă avem nevoie mai crește ISO, dar nu e nevoie. Spuneam despre luminile astea. Îmi plac foarte mult că sunt foarte soft. Sunt de la Fotix. Se cheamă R3 Nuada sau ceva. R3 Mark II. Nu, în fine. Se pot orienta așa. Au chestia asta foarte faină. Pac, pac și îmi plac foarte mult pentru că așa cum ziceam sunt soft. Sunt, e ca și cum aș avea un softbox aici. OK, la macro aș vrea să aș vrea să trag o lumină mai de sus un pic, un pic mai dramatică, ridic un pic uh, lumina și încerc o lumină, ia, să văd și acolo. Bravo. Perfect, ne întoarcem în la aparatul principal, camera principală. Uh, hai să vedem. Dăm și mie. Exact. Bravo. Acum, am schimbat focala nu foarte mult, sunt de la 85 am urcat la un 90, dar ce pot să fac aici este că pot să mă apropii foarte mult. Acest obiectiv are niște trepte de focalizare. Am focalizare pe întreaga planșă, full, adică pot să focalizez de la cea mai aproape distanță până la cea mai îndepărtată, până la infinit. Am o limitare între 0.5 și infinit, adică dacă nu am nevoie să trag un macro, Scutesc un pic din, din uh, viteză, și adică ajut un pic viteza să, fo să focalizeze. Și am și doar intervalul de macro între 0,28 și 0,5. Lucian, ce faci? Ai venit cu mine aici? Hă? Ai pus acolo ceva? A, vrei să faci un cadru larg, cadru strâns, nu? A, am înțeles. Și, și Lucian e artist, el nu e doar DJ la fel ca Frasu e și artist uh, vizual. Gabi, ce faci? Bine? Bine! Bine super! Atenție, tragem niște cadre așa și o să încerc să mă apropii cât de mult de tine cu aparatul, da? Bombă! Hai, frumos! Poți să încerci un zâmbet în colțul gurii, drăguț așa? A, ia uite mă, că joacă și teatru, știe teatru asta mică. Bravo, bravo, bravo! Foarte bine! Ai sprâncene foarte frumoase să nu te prind că te le pensezi, da? Da, a zis frumos, da. asta este un obiectiv de macro care poate foarte ușor să treacă drept obiectiv de portret. Ce o să fac acum? O să aprind o lumină de fundal, de decupaj, spun eu, pe care o să o dau în acest, în acest fundal, astfel încât să dramatizez un pic lucrurile. Stai acolo, nu-ți fie frică, nu se întâmplă nimic. Perfect. Și asta, asta e tot de la, de la F64, un stick de, asta de lumină, nu știu cum se cheamă, are un nume ciudat, chinezesc. Uh, Dar să ne gândim că putem să facem culori cu asta, toate culorile din lume. Aș da un albastru, da dacă am aici un, un, o lumină caldă, un orange, aș da aici un albastru. Uite, cam așa, cam așa și aș face parcă. Și aș trece foarte aproape pe asta. Și aș pune pe asta din partea cealaltă, chiar dacă... Portretul, mă rog, obrazul tău preferat este acolo și va trebui să dau pe asta un pic mai încet, da? Să creăm un pic de dinamică. Ia să vedeți ce șmecherie. Bombă, foarte frumos, bravo! Te văd, te văd, te văd, arăți foarte bine! La ce te uiți, Te uitai în monitor? Sunt aici, hello! Mai luăm și noi comentarii, mai întreabă cineva ceva, hai că vine eu aici să-ți arăt, uite, întreabă oamenii. Se aude perfect, 8514, YouTube, OK. All good. Perfect. Bravo. Bravo, bravo. Deci, ne-am întors. Dăm și mie, te rog frumos, cadrul ăsta de la camera cu care șutez. OK. Foarte, foarte interesant. Dar acum vreau să mai e, ca să văd albastrul acolo, trebuie să mai închid un pic. De fapt să fac un timp mai scurt. Îmi place, îmi place cum s-a conturat acolo foarte mult. OK. Vreau un pic mai plonjat, o să ridic un pic camera, o secundă, să scot și bateria, adică alimentarea. Avantajul la A74 ăsta e că poți să mergi cu el în priză, ca să zic așa, adică cu un power delivery, poți să stai cu el on și să țină bateria o eternitate. Hai să vedem Gabi. Am schimbat un pic schema de lumini. Vreau să fii, vreau să fi dreaptă, dreaptă spre mine, te rog. Nu, așa, bravo, bravo. Hai, mă uit în monitor, nu, vreau să văd cealaltă parte. Celălalt obraz, invers, invers, acolo, bravo. Acolo, bravo, 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 hai, și trag, da? Bun, în clipul asta văd că nu e foarte, foarte evident albastrul acela. Atunci, ce pot să fac? Este foarte simplu, aduc fie lumina asta mai aproape de tine un pic, ca să conturez aici un pic de, de albastru, stai niște, nu se întâmplă nimic. Sper! <laughs> Au mai fost accidente, da, nu a fost ok. Ok, mai diminuez un pic la lumina de, asta este key light, iar aceea este, hai să spunem, rim light, adică lumină de uh, contur. Și în momentul ăsta aș vrea să închid și lumina de ambianță. Perfect. Cum merge treaba, Lucian? Foarte bine? Bravo. Hai, dă-mi un, dă un, opa, deja s-a schimbat un pic treaba, treaba, treaba. Ok, hai să tragem două, trei cadre așa. Bun, bun, bun. Aș vrea la, la, la buse un pic să ai gura între deschisă. Nu foarte mult, exact. Acolo. Bun, bun, bun. Ochii mici, bravo. Bine, bine. Și trag. Încă una. bombă. Hai să dăm un play să vedem ce se vede. Momentane beznă. Beznă și întuneric. Oh, oh. Foarte tare de beauty portretul ăsta. Foarte tare. Și îmi place cum lucește, și acolo pe frunte e fix ce trebuie. Uite, acum, dacă avea un machiaj de beauty, se vedea, uite cum se vede. Da. Se vedea, îți dai cum se vedea un, un glitter, ceva, mamă, o nebunie. O nebunie. Ăsta este macro, dar cu macro putem să ne apropiem. Și atunci o să scot de pe trepied, am baterie, Luciana am baterie, nu? Ok. Sunt în full range și în momentul ăsta mă apropii de uh, Gabi și încerc să trag cât mai aproape. Să văd cât de aproape merg. Ok. Trag. Problema e că acum, pentru că nu mai e pe trepied, o să am nevoie de un timp mai scurt. Aș trage undeva la 1 pe 200 sunt în diafragma deschisă maxim, atunci mă voi duce un pic să uh, deschid pe ISO ca să câștig acest timp mai lung de expunere. Nu mi-e frică să, să mă duc în ISO până în, nu știu, 3200, 6400 chiar. Hai, facem un test, ochii mai mici un pic. E foarte ciudat pentru mine că trag așa cu aparatul și nu văd nimic în, în, în el. Am dat un play să vedem ce vedem. Hai, 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 două, trei și stai că încă scrie că am tras. Bombă, bombă, bombă. Foarte mișto. Te vezi acolo? Gabi? Da. Te vezi, da? Faine, foarte mișto astea. Foarte. Uite, diferența de la cu un singur obiectiv de aici și până aici. Hai să facem un, uh, un, macro, da? Am să te rog să iei pe scaun. Da, ai liștinit acolo, că nu se întâmplă nimic, da? Uh, ansamblu, Lucian, bravo, las camera pe jos puțin, aduc lumina de aici, dar am o idee, am o idee, am o idee, aș vrea să fac un macro pe roșu. Ce zice? Să încercăm un macro pe roșu? Ia să vedem dacă suntem în stare să facem un macro pe roșu. Cum sună asta, macro pe roșu? Ok, nu s o să scadă nimic în cap, să ai niște ești safe. Okay. Până te măriți, se trece. Oricum ar fi. Perfect, perfect. Și atunci nu mai am nevoie de asta. Ia uite cine bunie. Zici că suntem în dark room. Am, am făcut un setup. O să vezi cum arată pozele astea. Rupt TikTok-ul. Așa. Și acum sunt în full range. Din nou, stabilizare și încerc să fiu eu cât mai stabil. Perfect. Și să trag să trag ceva în zona asta. Nu prea văd, din păcate, dar ia să vedem așa, invers. Ok, voi vă da seama că imaginea e invers, dar bombă. Încă una, vreau să mai cresc un pic de niso. Ok, mamă ce creepy. Ce portret nebun. Ce-mi place cum se conturează ochii cu buzele. Ei, acum eu pot să trec, de exemplu, în clip asta aș putea să trec pe, o secundă ca să văd și pe monitor ceva, așa, dă și mie monitorul, Lucian. Acolo, focus, nu, lasă-mi pe ăla, lasă pe la. Așa trec într-un spot focusing pentru că aș vrea să mut acest, fiind foarte aproape, nu mai poate să focalizeze doar pe ochi singur și atunci aș vrea să-l ajut încercând să focalizez așa. A, ce ciudate că văd invers. Ok, rămâi acolo și trag. Bun, încă una. Hai să luăm doar sprânceana asta, să vedem dacă putem. Mamă, mamă, ce abstract. Bun, ține acolo. Asta nu las să fac pe trepied, adică nu poți să le faci chiar în mână, dar mi se pare ansamblu, Lucian. Ok. Și acum dăm un pic înapoi play să văd ce imagine am acolo. Uh, ia, Stai așa. O secundă, o secundă. Hai cu play-ul. Am dat play? Ai. Mamă, mamă, mamă. Asta e editată un pic și făcut așa puțin, de, e foarte, foarte faină. Deci am mers până într-un într macro, am plecat de la imagine așa și am ajuns departe. Departe, departe. Putem să tragem un, un detaliu, de exemplu, acum, ă, închidem pic ochii, ok, o să deschid lumina mai puternic decât ce a fost obișnuită până acum. Ok, wow! Minune, fraților, da? Simt. Îmi place și aș vrea să trag un detaliu de buze. De exemplu, dacă acum ar avea un ruș, dăm în. Ok, bravo! Mă duc înapoi în ISO, că nu mai am nevoie de atâta ISO, cât scând 500, 400, un 200, chiar 100. Aș merge, bravo! Ok! Și, încerc să fac un detaliu de buze. Foarte frumos, foarte, foarte, foarte fine. Rămâi acolo, mă gândesc la un artwork pe, pe zona asta. Și atunci, am nevoie de cadru ăsta. Îmi fac un afiș. Oba! Gata, ai scăpat! Poți să deschizi ochii? Lumină! Ansamblu! Mamă, cum se văd astea în spate, săbile astea, uite! Ce nebunie. Este momentul să renunțăm la 90 macro 28 și să trecem la 70, 200. Aici sunt, hai să vedem. Desfacem întâi capacul la obiectiv. Gabi, ești ok? All good? Da? da? Super. Ai obosit? Te-ai plițit? Vrei apă? Nu, no. nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Și primul lucru pe care îl fac. Uh, scuze că stau cu spatele la trebuie să... Ok. <laughs> primul lucru pe care îl fac în studio scot parasolarul. Că nu-mi place, că e prea lung, prea mare. Știu că există băieți care vor să impresioneze și își pun parasolare de astea. Parasolarul ăsta este bun doar afară, în fler, în, în, soare sau dacă vrei să, să, să îmbunătățești un pic contrastul, să nu ai lumină parazită, chestii, lumină care să-ți uh, din lateral. În rest, acasă, aici, în studio, frumos, cu lumină, asta nu oh, te ajută foarte, foarte mult parasolarul ăsta, da? Mai mult te încurcă. Deci, renunțăm la parasolar. Du-te pe ICM, dă click pe el, bravo. Și acum. Așa. Nu. Uite aici, fii atent. Pac. Și te duci în doi. Bravo. ascultă și el de șeful lui. Nu ascultă de toată lumea. Gabi, ia uite ce -am aici. Da. Monster. Monster. Stai că am luat toate cablurile în picioare. Ok, hai să gândim o, o variantă de lumină acum. Mi-a plăcut lumina asta așa de sus. Și aș vrea să fac un... Clamshell lighting se cheamă, în engleză, nu știu cum se cheamă în română, n-am. rămâi acolo, am să te rog să te muți cu scaunul un pic în dreapta ta, ca să fii pe bravo, ok, perfect, și acum vreau să dau așa, o iluminare de genul ăsta, de sus, pot să și scot asta că nu mai e nevoie de ea, ia, vreau să fac aici, uite așa o, o nebunie de asta ca și cum ai, stai așa să nu te lovesc, ușor, 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 bravo, ca și cum ai fi la mol în parcare, știi? Acolo facem poze, ia ochii la mine, perfect și de aici de jos cu doamna, doamna aceasta, facem un fill light se cheamă, da, facem un fill light cât să ai și tu o lumină în ochi, frumo frumoasă, ia să te văd, bravo, 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 bravo și pot să dau un pic mai tare de aici, ok. Ar trebui să facem matching de temperatură, de culoare, normal, dar nu e cazul, momentan. Pentru că avem latitudine foarte mare. Dăm trepiedul la o parte și în momentul ăsta, dragilor, sunt cu 70-200. Uh, pot să... nu, no, de fapt las. Ce se vede acolo? Ah, ești pe mine? Gata, mai mutat? Wow! Bună, Gabi! Uh, 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 Ia eu ce să fac? fac! Uh, uh. Deci vreau să te miști un pic cu capul stânga-dreapta, așa ușor, da? În timp ce fac zoom, focusul rămâne acolo. Ia, poți să miști stânga-dreapta? Deci cam asta e demonstrație de, de, focus, da? Indiferent și cu condițiile de lumină nu sunt, vedeți, da? Trac cu un bec. Deci dacă focusul rămâne așa acolo, ia uite -l. Bă, da, uite cum stă focusul, deci mi se pare ireal, deci ireal ce se întâmplă. Deci ea poate să miște efectiv. Eu acum pot să nu mă uit, că știu că e în focus, da? Dacă sunt pe focus continuu, a, e, sunt acolo. Super. Ok, hai să tragem un pic. Din nou încerc să mă chinui cu ținutul camerei în mână, să mă uit pe monitor. Începem de la un 70, o focală de 70 de mm, care ar fi aceasta, bărbiuța mai jos un pic, te rog. Acolo, bravo, mai bravo, bravo ține. Bravo, trag două, trei cadre, să fiu sigur de focul, mă uit și la timpul de expunere, să nu fie prea lung. Trag. Și acum versatilitatea unde este? Ten, 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 ten. De la un cadru de genul ăla, pot să vin la un beauty de genul ăsta. Ochii mai mici un pic, te rog. Bun. Și cu privirea fix în obiectiv. Bombă! Bine, Gabi! O să o facem pe Valentina Mândră, că ești la Mur Models. Bravo. Foarte frumos. E, și acum, Lucian, ce faci? Unde ești? Unde ești? Ai țipit. Am dat play să vedem ce, ce se întâmplă. Hai să vedem. Așa. Ăsta e un cadru strâns care arată foarte bine. Lumina așa, un pic mai dramatică. Și avem un cadru foarte, foarte wide care arată așa. Dă un pic înapoi pe camera mea, te rog. Ia, cine e acolo? De ce răs, mă? Uite că dau-i mai mare. Mi-a răs ceva? Să faci să fac o poză? Două de, de victorie? Bravo! Și mă duc și l-am pozat pe fratele meu live. Nici nu știa că facem această ședință foto. Ansamblu, te rog frumos, camera principală. Acolo. Aia este, bravo. O las un pic pe jos pe asta. Mă duc să aprind și ambientul ăsta. Cum a fost, Gabi? Bine. Gata? Bine? That's a wrap. Mulțumesc frumos. O să te eliberezi de, de luminile astea. Rămâi acolo pe scaun cu mincioară. Mă duc să mai vorbesc un pic cu, cu oamenii. Uh, ce vrei să faci? A, ah, vrei să pleci de acolo? Păi stai să pun camera asta așa. Nu? Să facem... Să avem un cadru frumos. Să am și eu un cadru frumos aici. Așa, Lucian, bravo. Foarte frumos. Acum, mă voi întoarce... Mă întorc la tine, ia și ea, mai albastră. Bravo! Ce, ai făcut poze? Ai pus pe TikTok? Și am făcut schimb în acest moment. Mă întorc aici la comentarii. Dăm și mie un 1. Evrica. Se vede? Se aude? Corect. Pot să trec pe, din nou, pe microfonul. Pot să rămân pe la valieră? Vrei tu să stau după... Nu, vreau să vorbesc la asta e mai, e mai de pot. Așa. Check, check, check. Check it up, check it up, check it up, check it up. Asta e. Cam atât. <coughs> Hai să vedem ce s-a întâmplat între timp. La valiera asta pot să o dau jos. 20, 20. Probă, probă. Wow! Hai să vedem ce concluzie tragem. Uh, pentru că le-am folosit pe toate. Uh, am tras cu 85 14, am tras cu uh, 90 cu 28 macro și am folosit și 70 200 varianta 2, un obiectiv uh, teoretic de sport, pentru că în principiu aceste obiective, aceste teleobiective sunt, uh, au fost inventate pentru fotografia de uh, sport. Uh, mă uit aici la, ia să vedem. 41 de voturi și ce s-a votat? Păi, și cum, a, trebuie să votez și eu ca să-mi. ca să-mi. Uh... Aha, aha, ok. Să votez și eu. Păi, uite, votez așa. Dar. Mhm. Mm Mi-au mi mi apărut rezultatele. <laughs> ca la. ca la examen. Uh, cine zice? Mihai zice, într-adevăr, focusul e forță. E mai mult decât forță, e nebunie totală. Uh, Întreabă cineva de un 85 cu 12, Da? Doamne ajută. Uh, hai să, vot, ne, ne un pic de, să ne gândim un pic la, la ce s-a votat. S-a votat așa. Da, că am pierdut asta. Am pierdut voturile. Ok. Sony 85 1.4 are 43%, 72 28 are 36%, zic că suntem la alegeri. Uh, și 90 un Macro doar 19%. Aș vrea să vă spun că în acest moment aceia care au pariat pe 70200 varianta 2, 2.8 din punctul meu de vedere sunt câștigători pentru că da, fiecare dintre aceste obiective se adresează unor anumite fotografii unor anumite, nu știu, stiluri de fotografie, unor anumite nevoi. Dacă vorbim despre 85 1.4, da, este preferatul meu atunci când vreau să decupez ceva, să despart, să separ fundalul de subiect, subiectul de fundal, mă rog, este imbatabil. 85-ul când tragi în 1.4 și ești destul de aproape de subiect deja e așa o, ceva lăptos, un, o chestie foarte, foarte faină. Are un bokeh extraordinar. Este unul dintre cele mai uh, cremoase obiective pe care le-am folosit vreodată. 85 1.4 îl folosesc de fiecare dată la editorial, la fotografie de, de modă uh, într-o locație, de exemplu. Este senzațional și îl recomand oricărui fotograf de fashion sau lifestyle. Am ajuns la 90 macro. Hmm. Aproape, aș putea să spun, imbatabil atât pentru versatilitate cât pentru atenție sharpness. Dacă sunteți îă, niște căutător de fotografii cât mai șarp nimic nu va fi mai șarp decât acest 92.8 macro credeți-mă pe cuvânt este una dintre cele mai șarp lentile pe care le-am folosit vreodată de când fac eu fotografie și da e fascinant să poți să tragi un portret și apoi să faci o chestie creativă să vezi genele irisul și așa mai departe mai ales dacă folosești o cameră de rezoluție camera mea Foto principală este A7R4 și este o cameră de 61 de megapixel care împreună cu acest 90 macro, credeți-mă, realizează niște, niște imagini absolut epice. Însă, de ce am declarat câștigătorul acestui concurs în ghilimele, în această seară, celebrul uh, 70-200, mă rog, în varianta aceasta îmbunătățită, varianta a doua, care da, cum ziceam, are niște lucruri uh, peste și îmbunătățite, dar principalul uh, în marketing se numește unique selling point sau unique selling proposition, adică cel diferențiază de celelalte versatilitatea. Este un obiectiv extraordinar de versatil pentru că poți face atât uh, full body, corpul, mă rog, să tragi modelul integral dacă te îndepărtezi un pic la 70, poți să tragi uh, un plan american foarte reușit și poți să faci și un uh, portret, un gros plan chiar. Pentru că această distanță focală de 70-200, între 70 pe Vorbim de o cameră full frame, da? Pus pe o cameră cu crop, un A6600, de exemplu, pe care eu l-am folosit în Africa, uh, ca să mai câștig un pic de REACH, uh, se multiplică această focală uh, și, evident, te aduce mai aproape de subiect. Este un obiectiv incontestabil din punct de vedere tehnic. Nu nu există benchmark-uri care să nu știu, să fie mai sus decât ceea ce a setat acest obiectiv. Există teste pe internet, sunt oameni de ăștia fanatici efectiv care iau și testează la fiecare diafragmă, la fiecare focală, în condiții de iluminare nu știu cum, la ISO nu știu cum și nu știu dacă ați văzut sunt niște teste de astea celebre Uh, se iau o imagine cu un obiectiv și ei se uită la sharpness, dar într-un colțișor, adică de ce avea sharpness Te-ar interesa dacă e sharp în colțișorul? Dacă nu e sharp acolo, poți să un pic de crop, nu? Și oricum, subiectul îl punem și noi, pe treim, pe centru, pe undeva, nu punem, nu punem subiectul în colțul de jos, stânga. Uh, însă, acest obiectiv... Uh, Credeți-mă pe cuvânt, din punct de vedere tehnic este o bijuterie, pentru că tehnologia a avansat, cei de la Sony, și asta vă spun nu în calitate de ambasador, în calitate de pasionat de fotografie, pasionat de imagine și în calitate de Tech Freak, aș putea să mă autodenumesc, citesc foarte mult, mă uit la review-uri, mă uit la uh, tot felul de uh, studii, iar în ceea ce privește tehnologia, Sony a investit foarte, foarte mult în uh, cercetare, pentru că cercetarea se află la baza evoluției. Investim în cercetare să facem niște obiective mai bune care ajung la fotograf și pe care fotografiile vor aprecia, dar ceea ce se află în spatele dezvoltării unui astfel de obiectiv este o muncă titanică și este o muncă de cercetare uh, foarte, foarte minuțioasă, care necesită fonduri, evident, și uh, putere. De uh, analiză, de cercetare și așa mai departe. Deja am intrat în chestii mult prea plastice. Așadar, guys, în această seară, dintre cele trei obiective de portret, părerea mea umilă este că 7200 merită titlul de The King of Them All. Adică îl uh, denumim regele fotografiei de, de portret și o să am ocazia și aș vrea chiar în perioada următoare să vă și arăt niște cadre pe care le-am realizat până acum, dar și o parte dintre cele pe care le voi realiza de acum înainte cu acest 70 -200. Am vorbit un pic despre 16-35 Power Zoom. E un obiectiv senzațional, m-am bucurat să fiu primul din România care a avut ocazia să l testeze L-am avut două zile, nu mai mult, de mâine dimineață îl găsiți în showroom la F64, puteți să-l testați și voi și să vă convingeți dacă merită sau nu merită banii, că asta e problema uh, oamenilor. Da, merită banii, da, merită. Orice produs care îți aduce uh, uh, un plus valoare, care îți dă valoare muncii, evident va merita acei bani, că nu e pentru toată lumea, nimic. Și mie mi-ar plăcea să-mi cumpăr o mașină de... Nu mai zic acum să... Așa, dar, din păcate sau din fericire, merg cu o mașină medie cu care mă bucur și care își merită toți banii. Pentru că e mașina pe care o folosesc în fiecare zi. La fel și cu obiectivele în cazul în care le folosiți și aveți uh, rezultate cu aceste obiective, vor merita fiecare bănuț. E vorba de o investiție, evident. Cam atât în această seară, dragilor. Uh, ne rămânem în... Uh, let's keep in touch, cum se spune uh, pe canal de social media. Uh, pe mine mă găsiți pe Instagram, Vali Bărbulescu. Am deschis pe YouTube și o televiziune online VBTV, ați văzut acolo sigla. Uh, mulțumesc F64 pentru invitație în această seară. Mulțumesc Sony România pentru încredere și pentru tot, tot acest drum frumos în a susține cel puțin mie, dar și tuturor acelor apasionați de fotografie această, această bucurie a imaginii, a bucurie și o, o, o împlinire de fapt. Pentru că brandurile, pe lângă faptul că vând niște acarete, sunt alături de, de fotografi, ascultă păreri și cumva sunt parteneri într-un drum către a realiza imagini foarte frumoase. Uh, îi mulțumesc și lui Valerian pentru comentariul pe care l-am văzut înainte să fie șters, respectiv ce pierdere de timp uh, este părerea ta, ți-o ți -o apreciez. Poate dacă oamenii ar fi un pic mai deschiși și un pic mai, uh, mai sensibili să uh, asculte păreri în general, cred că ar putea să învețe inclusiv... Uh, de la oameni pe care îi consideră sau nu îi consider. Ca să închei într-un mod frumos. Vă mulțumesc tuturor că ați rămas până în acest moment, în acest live. Vă doresc inspirație, vă doresc să rămâneți strâns, apropiați de pasiunea voastră pentru fotografie. După părerea mea, așa cum am spus-o de multe ori, la mine alături de muzică, probabil și voi aveți alte pasiuni. Fotografia a rămas și va fi întotdeauna una dintre cele mai mari recompense în ceea ce investesc, în ceea ce fac, în ceea ce mă dezvolt. Mă bucură fiecare cadru frumos pe care îl realizez și cu siguranță și voi simțiți lucrul ăsta, indiferent dacă e vorba de o fotografie de stradă, de peisaj, un portret în această seară sau orice alt tip de imagine. Mersi frumos, numai bine și să ne vedem sănătoși cu o